Și am privit și iată mielul stătea pe muntele Sion și împreună cu el erau 144.000 care aveau numele lui și numele tatălui lui scris pe frunțile lor. Și am auzit un glas din cer ca un vuiet de ape multe și ca un bubuit de tunet puternic, iar glasul pe care l-am auzit era ca al celor care cântă cu harpele lor. Și ei cântau un cântec nou înaintea tronului și a celor patru ființe și a bătrânilor, dar nimeni nu putea să învețe cântecul, în afara celor 144.000 cei răscumpărați de pe pământ. Aceștia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici. Ei sunt cei care îl urmează pe miel oriunde merge. Aceștia au fost răscumpărați dintre oameni ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Iar în gura lor nu s-a găsit minciună, ei sunt fără prihană. Și am văzut alt înger zburând în zenit, având o evanghelie veșnică pe care trebuia să o vestească celor care locuiesc pe pământ, fiecărui neam, seminție, limbă și popor. El spunea cu glas puternic: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, fiindcă a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Și a urmat un alt înger, al doilea, spunând: A căzut Babilonul cel mare, cel care a dat tuturor neamurilor să bea din vinul aprinderii desfrânării lui. Și le-a urmat un alt înger, al treilea, zicând cu glas puternic: dacă cineva se închină fiarei și chipului ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și sulf înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Iar fumul chinului lor se ridică în vecii vecilor și nu au odihnă cei care se închină fiarei și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus